Salutare, Bobă, și bine ați venit la un nou episod din Zombierser. Zic că e zombie de mâine, dar cred că așa-i. Zombalăi, vă știți, cu trenulețul nostru aici. Bă, băieți, trebuie să mă duc acolo, dacă vă aduc aminte, trebuie să mă duc la casa aia lola, să dau drumul la curent aici, să facem rost de benzină. Să facem rost de benzină, să băgăm aici. Zicea cineva că de ce nu pun dulapuri și pe jos? O să pun și pe aici pe jos. Să mai aici, după aia o să pun și pe aici pe jos dulapuri. Vreau să fac o ușă aici, nu știu dacă mai am eu aici materiale, nu prea mai avem. Avem 26 de kg, trebuie să-i dau la ăsta să vedem ceva de mâncare, îi trebuie ceva la băiat. Stă bine cu mâncărica, hai să-i dau să mânce un de ăsta, îi dăm și un energizant. Poate nu-i dau acum, că ar trebui să mergem noi de dimineață acolo, nu? Aici mai intră ceva, mai intră. I-am dat acum energizantul, am vrut să-l bag acolo, dar nu contează asta, nu. Băgăm și astea, apă, peștele, băgăm și ăsta. Ce să mai bag eu aici? Nota asta care zicea, asta o țin cu mine, să zicem. Și apa, o bag și apa aici. Mai rămân cu 4. Bun. Trebuie ceva lemne să mai fac aici, să facem și ușa. Ceasul e cam târziu, nu? E 4 și ceva. O să pun pe băiat imediat să doarmă, dar mergem, poate mai găsim ceva pe aici prin zona. Aici ce este? Oh, uite, apă și nu știu dacă se spamează zombale, eu cred că da. Ia. Se zgoale. Deci astea în care am căutat, că aici am fost, se zgoale. Uite, aici este ceva. Mai apar. Deci eu cred că se mai spamează lucruri pe aici. E gol, ori n-am căutat eu, ori îți goale. Ăsta doarme. Bun, ia să vedem aici în partea asta. Eu trebuie să mă duc, băi, să vedem dacă s-a spamat zombalei. Se pare că nu. Nu-i văd să fie spamat pe aici. Nu știu dacă dormim. Vreau să mă duc la casa aia de sus acolo, băi, mergem sus acolo să găsim cheia, să dăm drumul la curent. Să duc pe băiat acasă, să doarmă, e 4 și 5 aproape. Și pun deja să doarmă. Mergi la culcare, sleep. Și plecăm de dimineață. Vreau să plec de dimineață. Să plecăm. Acum o să plece cam cu noaptea în cap, o să fie cam întuneric. Dar așteptăm puțin pe aici prin bază și până se face puțin de zi, o să putem pleca de aici. Să mergem să... Uite, a început ceasul să sune aici. Opri și ploaia. Asta e mai bine. Cât de ceasul? Să zice băiatul meu la 5 dimineața. N-ai treabă cu el. Să vedem cum stăm cu apa, cu mâncarea. Bun, hai să-i dăm priată ceva. Apă. Mai dăm și un de ăsta. Mai dăm o apă. Ia să vedem ce e aici. Cu apă stăm bine, cu mâncare, hai că stăm și cu mâncare, dar mai... Aici cred că nu mai intră, sunt 39 de kg. 37, aici ar mai intra ceva. Uite, intră și apă. Așa, dacă îi găsești ceva mâncare, uite aici niște conserve, de ceva conserve la băia să mânce. După aia plecăm. Dăm și asta. Cam așa. Cred că suntem full acum, nu? Mâncare tot, e cu somnul. E bine, dăm un save the game aici să nu se întâmple ceva cu noi. Pe drum și am plecat. Am zis, căutăm și scânduri. Scânduri ce îmi trebuie mai multe, că restul... Au, dar ce întuneric e aici. Bun, aici sunt goale astea că am căutat în ele. Goale, goale. Gol. Bun. Aici nu văd niciun zombalău. Ați văzut că acum avem zombalăi noi. Avem băia care sunt copaci. Ați văzut și voi. În episodul anterior. Aici nu e gol de astea. Nu știu dacă mai e eu de astea acum. De moment. Poate mai l-am dat nu acum. Deschidem aici ce. Și de astea pe aici. Nu mai trebuie acum. Aici am căutat. Deschide ea. Scândura asta mi-o trebuie. A, păi scândura se spamează. Asta e bine. Ori n-am căutat eu pe aici. A, uite acolo un zombalău. Ori n-am căutat eu prin zona aia. Nu-i gol. Aici ce e? De-astea avem acum. Îi dau un energizant de-asta să bei la băiat. Astea ocupă mult. Dacă uitați-le, un kill. Și pentru un kill să mă duc cu ele, cam mult ocupă ăla. Bun, îi dăm asta să aibă putere aici. Sunt curios la cutiile astea. Astea sunt goale, eu n-am fost în partea aia. Deci astea mi le trebuie. Nu-i gol, ăsta nu am nevoie. Bun, ce mai găsim pe aici prin zonă? Problema este că dacă mă atacă, să las că îți dau un cuțit și atunci nu-l vedem noi pe zombalău. Când mă atacă, știi ce zic? Putem să ținem și lanterna și cuțitul în mână. Să fie cam nașpa treaba asta, dar
Bun. Hai să o luăm. Aici să vedem, este ceva zombalăi pe aici prin zona, să nu fie vreo ceva cutii. Nu vreau să dau de zombalăi acum, de moment. Acolo este unul. Mașina acolo sus. Acolo sus vreau să mă duc eu. Sper să nu se ridice asta. Nu se ridică, doarme. Aici era zombalăul ăla cu... De ceasul. De 5, 6 imediat. Copacul ăla în spate. Energizantul ăsta, hai că-l luăm. Apă am la mine. 20 de kg, hai că mai lași aia dacă îi dăm să bea el ăsta apă. Aici nu este nimic bun. Sper să n-apară ăla iară. Nu știu la ce oră se face de ziua, la 6, iasă soarele, nu știu la ce oră. Trebuie să iasă la 6, la 7. E gol, aici e tot gol. Aici nu e gol, dar nu trebuie aia. Că de aici am luat toate... Am luat tot ce era de scândură. Uite aici un gust. Se aude ceva? Păsărelele se aud. Acum o să iasă soarele. Cred că... Bueno, nu se vede încă bine, dar... Oricum. Dacă vine zombalul, acum îl vedem. Problema e cu pistolul. Pistolul este problema că dacă vin zombalul pe mine... Nu... Nu pot să stingă... nu pot să... Pot să sting lumina. Vin zombalul pe mine și trag cu pistolul... O să-i atrag pe toți la mine, știi? Uite asta cât e de mare aici. Aoleu, are și un iepure acolo lângă el. Asta e de asta mai periculos, dacă îl vedeți și voi acolo. Bun, dacă iau pistolul eu acum, din cărcat, asta o să trebuiască să trag mai multe gloanțe în ăsta ca să pot să-l zăpăcesc, așa că cât e ceasul? E 6 și ceva, acum iasă și soarele, dar cât mă duc și eu dau direct, ia să vedem ce face. Să mă taci ăsta. Wow! Fugi! Aoleu, ăsta dă cu ceva. Fugi! Unde-i? O, l-a rupt în două pe umflatul ăsta. Cât îmi lua la viață? 88. Ia stai că mai vine unul. Ia și ție. Bă, dar du-te! Ce vorbești? Deci, hai să-i dăm un bandaj. Eu nu știu cum... nu pot să... Deci, de fapt, nu pot să alergi când tragi în ei. Când tragi, când încarci. Vreau scândura. Scândura. Aici este ceva. Ceva butoaie, dar nu mă interesează. Și am plecat. Mergem sus. Deci, ar sunt ceva zombale. Văd unul pe acolo. Mergem la casa aia acolo. Acolo trebuie să mergem noi să descoperim. O să vină pe mine. Era de știut. Am făcut nivel. E bun. Bă, da, du-te. Dacă îi trage în cap, e gata. Dar problema e că, uite, și acolo este o casă. Asta e că acum nu știu unde e casa. Unde trebuie să mergem? Asta e problema, o să fie acum. Mergem să căutăm la două părți. Ia să vedem aici ce este. Scândură, scândură, întrebă la greu, scândură, vreau să fac aici. Mergem pleată la asta și după aia mergem în partea aia, dacă este. Mergem, mai facem ceva cutici și de chesturi pe acolo să avem pentru a lăsa pe aici. Am găsit mult material, din câte văd eu. E ceasul, imediat e 7. E 7 deja, ce imediat. Aici suntem în casa asta. După cum vedeți pe nota asta, că v-am spus eu de ea, salut Bob, dacă ai nevoie să oprești energia electrică a benzinăriei, vine-o la mine acasă, am eu cheia. Așa că asta trebuie să fie aici undeva, cheia lui ăsta. Aici am un zombalău. Iosu. Unde-i? M-a văzut? Nu m-a văzut. Acum m-a văzut. Acum m-a văzut zombalău. Trebuie să iau cuțitul, să-l mai atrag pe toți, așa-i dau un... Și gata, l-am terminat. Să mai fac ceva arme, să-mi fac o bâtă de aia ceva. Bun, nu știu dacă asta e casa lui ăla. S-o trezesc și băiatul ăsta. Să mai... Oh! Unde-i? Unde-i aia, mă?
Îmi place de asta că aruncă cu asta, uite-o. Vezi că asta și fuge. Așa. Bun, dă-mi un bandaj. Hai că moare asta. Nu intoxicat aia. Bun. Acum aici, să vedem, aici trebuie să fie iară ceva. Astea. Scândură. Scândură. Și vedem în casă. Asta nu e casă, asta e un magazin. Ui, ce mi-a dat ăsta? Mi-a dat-o, dă să... Bandaje. Dă-i să-i dau unde ăsta să mânce. Dau o băutură. Dau un bandaj. Dați-vă și voi câte kilograme avem puține. Trebuie să fac rost. Neapărat trebuie să facem rost, bă, băieți, de... Să facem asta mai mare. Asta ce e? Cartofi. Almante. Apă. Avem aici conserve. Da, încoace. Să facem asta mai mare, bă, băieți. Și voi câtă mâncare aici. Aici o să trebuiască un ghiozdan, asta ce-i? Plastic. Trebuiască să fac un de-asta mai mare. Uite, 36 de kg deja am. Pentru că am nevoie. Am nevoie de... Să am nevoie și de... De-astea. De fervec. Hai să iau și un fervec. O să am nevoie de el. Vă spun eu acum, uite, deja e gata, e full ăsta. Mă duc și în casa aia, băiatul acolo. Mai pot să iau nimic. Mai putem să luăm nimica. Bun, o să vin iară pe aici. Mă duc să văd dacă pot să fac un ghiozdan mai mare. Hai să încercăm să vedem. Nu știu ce îmi trebuie pentru ghiozdan. Dacă îmi trebuie pânză și chestii de astea avem. Mergem acum. Uite, acolo e o casă. Iar nu știu acum care e casa. Asta de acolo sau aia. Dar prima dată mergem la asta. Că am fost aici în partea asta și după mergem în partea cealaltă. Ce e bine. Și am văzut că e bine. Asta scam cu nivel. Nu... stați așa, nu apar, nu se spamează iară. Rezistență, putere, furt, unii probleme, stel, hai. Asta e putere și viață. A să-i dau eu iară la rezistență, că vreau să fug ăsta. Vedeți și voi cât avem aici de ale legat într-o parte în alta. Și dacă pot reușesc acum să-mi fac un ghiozdan mai mare. Noi avem un ghiozdan, l-avem pe băiatul ăsta. Dar eu nu știu dacă putem să facem mai mare că asta. Asta nu știu, asta o să vedem. Să vedem acum, am putut să mai fac un de ăla, să lăsăm acolo în ceas, să mai lăsăm lucruri. De ceasul, deja e și târziu. Eu, hai că nu-i târziu. Vedem acum. Nu știu ce face... Asta ce-i cu el aici? A, sunt calmante. Nu-i dau eu calmant acum. Ce nivel avem chiar? 6. Am urcat ceva din nivel. În partea aia n-am fost. În partea aia pe acolo am fost, că să văd și zombalei pe acolo. În partea aia n-am fost. Stai așa, să luăm pe aici. Să colim toate mașinile astea, să ajungem iar aici în stație. Hai că obosește băiatul ăsta meu. Ce repede obosește și i-am pus eu la... I-am pus să nu mai obosesc așa și tot degeaba. Bun. Aici o să am nevoie de ușe. În partea aia. Asta da. Îi dăm un B. Îi dăm la decorații, nu decorații. Îi dăm aici. Dulapuri pe jos, că zicea cineva. Aici nu, văd dulapurile astea. Care îmi cer mai multe. Uite, astea, hai că dulap. Cât e de mare astea, să vedem. Asta stop pe sus. Pe jos nu pot să pui. Încă, de moment nu am. Am să pun unul aici. Îl punem așa și unul chiar lângă. Intră, mai intră unul aici. Da. Deci mai facem unul aici. Bun, luăm ciocanul și îi dăm. Așa. O să fac două. Asta o să fie diferit în partea asta. Cred că sunt mai mari, nu? Mai încercăm să facem un ghiozdan, să vedem dacă reușim. Dar nu mai am fer vechi. Asta așa că nu mai avem fer vechi. Vreau să iau unul, îmi trebuie. Așa.
Numai de un am nevoie. Astea de, în partea asta cred că l-am de 40 de kg, nu? Astea de 40 de kg, nu? Dacă, da, și astea de 30, sunt mai mici, deci sunt mai bune astea. Acum am făcut două, dar nu o să mai fac astea. O am să las aici. O să las astea. Nu știu, să las toate. Hai că le sunt nu trebuia să dau așa, le luăm și astea toate. Apa am las la mine vreo... Îmi las una. Sau una, hai că îmi lăsăm una. În care asta o lăsăm aici, să vedem cum e băiatul meu. 76 e bine. 29 de kg e mult. Vreau să mă duc acum. Stați așa, să mergem noi până aici. Să dăm aici. Și să văd aici ce puteam să fac. Workbench-ul ăsta. Workbench-ul ăsta l-am făcut. Ia să vedem la workbench. Avem săgeți. Săgeții alea trebuie să fac. Trebuie să fac o bâtă de asta. Întrebă de asta le facem. L-am o bâtă, eu mă trebuie să o repar. Unde avem de la de reparat? Uite, avem dulapuri. Avem dulapuri și pe aici, nu? Dulap din lemn. O ușă. Uite astea. Asta cred că e mare. Capacitate mare. A, păstați așa că facem un dulap de ăsta. Dulap din lemn cu două uși. Ăsta are mare. Avem aici. Otoliu. Grădină. Puteți să punem și grădină. Lampă din lemn. Facem și lumină. Masă pentru croitorie. Cuptor electric. Fiți atenți, cuptor manual de așa. Bun. Masă pentru unde -i? Pentru croitorie. Asta mi-ar trebui, dar n-am electric. Motor de ăsta nu am. A fost din lemn. Bun. Stați așa. Aici, pentru a face masa asta, îmi trebuie 10. Creează mobilă din metal avansată și noi mese de lucru. Mobilă din lemn frumoasă. Deci aia din avansată. Bun. Atunci, vreau să fac asta deja. Îmi trebuie așa. Luăm de aici. Astea. Îi dăm aici. Vreau să fac un dulap mare. Bă, dar eu am văzut undeva. Nu știu unde. Upgrade. Dar eu am văzut, bă, băieți, pereți, ghiozdane. Am văzut eu ghiozdane, decorații, mist. Nu mi se pare că am văzut ghiozdane. Nu m-a mi s-a părut. Când m-a mi s-a părut? Am zis că pot să fac, dar nu. Dă să fac un dulap de ăsta. Dulap de ăsta mare, să vedem cum arată. Bun, dă-l încoace. Pun aici. Iau nu ciocanul, iau cuțitul ăsta. Punem aici. Punem ăsta aici. Iau dulapul. Și am să-l pun, uite, aici. Luăm ăsta și dăm la construială. Bun, vreau să văd. Bun, aici puteți să punem cât are asta? 80 de kg. O, mult are. Lăsăm lemnele aici. Bun, hai să mergem. Câte lemne avem? Câte kg? 16. 41. Îmi trebuie. Trebuie să fac acolo ușa. O să fac eu după. Cheia asta. O să desfac eu la mașină ceva, nu pot, nu? Nici asta. Bun. Hai să plecăm. Mergem la casa aia să vedem. Nu știu, dar eu mi s-a părut, nu mai știu. Sigur, bă, băieți, dacă voi mai ați văzut undeva, să pot să fac ghiozdanul mai mare. Dacă știi care, m-am lăsat acolo în comentariu, dar cred că încă nu. Vă ceva avansat. Vreau ceva lumină la trenul ăla. Trebuie să fac o grămadă de chestii. Am motoare pe acolo, trebuie să iau și motoarele din partea aia. Dar acum mergem și căutăm în casa asta aici sus, stai că obosește băiatul. Să vedem, poate găsim să dăm drumul la curent. Să pot să fac și o benzină. Trenul meu e cam fără benzină. Și rămân, bă, băieți, fără benzină. Și dacă rămân fără benzină, să rămân pe aici. Înțelegeți? Bun, băieți, hai să mergem sus acolo să vedem, poate găsim, să dăm drumul la curent, vedem acum.
De ce sunt? 11. Avem timp. Avem o casă acolo și acolo în partea mea sunt ceva case. Nu știu acum să vedem dacă din casa asta sau în aia de acolo. Nu știu dacă mă duc să trag cu pistolul, că aici erau doi. De când să mă duc eu așa, să eu dau cuțitul. Mi-a făcut arme, asta e problema. Mi-a făcut arme, trebuie să fac și eu arme. Să vină asta pe mine imediat, stai să vedem aici. Nu-i gol, am să iau și asta. Și asta am să iau. Pânza aia, știți că e bună, dar nu știu. Ce să zic, aici am căutat, nu? Aici am căutat, am luat astea. Cât fier vechi avem? Avem 6, nu mai trebuie. Fier vechi nu mai trebuie, gata. Eu dau la asta prima dată. Ia de aici. După aia o dăm la băiatul ăsta. Avem pe unul aici, uite ăsta. I-am dat-o direct. Direct i-am dat-o. Nu l-am lăsat să miște. Oh, mai e unul aici. Ăsta a fost ascuns. Ia și ție, a fost ascuns acolo în iarbă. Bun. Am să iau numai astea. Aici am să iau astea. Și cam atâta. Bun. Hai să intrăm în casă. Aici nu mai este nimic, nu? Tot trezi băiatul. Ia de aici. Și acum căutăm pe aici. Pe aici o să găsim mâncare multă. O să vedeți că o să găsim mâncare multă. Ia să vedem ce e aici. Conserve. Am să le iau, pentru că vreau să dau la asta să mânce ceva. Și iau și apa asta și energizante, ca să-i dau și alea. Mica. Astea nu mai iau nimica de pe aici. O să fie, e cam foamele astea, nu? Vedeți, v-am spus eu. Trebuie apă. Dau două energizante. Și dau două conserve. Și atunci suntem pe Binescu. Nu știu. Vedem acum dacă găsesc în casa asta ce vreau eu. Cum suntem acum? Suntem pe full. Suntem pe full, bă băieți. Bun, bă băieți, atunci dacă e în casa asta. Dar nu știu dacă în casa asta e și un frigider. Dar asta e full acum la mâncare, nu mi-ai dat nimica. Aici, dacă găsim noi cheia. Bani. Nu știu ce fac cu banii ăștia. Nu știu ce să fac, să iau banii ăștia. Nu cântăresc nimica, dar... Hai că iau să fie. Hai că am închis-o. Am deschis-o și așa am închis-o. Bun, hai să urcăm pe sus să vedem. Are etaj asta, are etaj. Acum să vedem, dar nu știu dacă găsim noi muniție. Asta e pentru pușcă. Astea le iau numai. Aia nu trebuie pentru pușcă. De moment am pușcă, dar... Pistol, astea le luăm. Calmante nu mai iau. Banii, hai că iau. Astea pentru pușcă nu mai iau. O să fac rost de pușcă. Și atunci zic, bă, n-am luat muniția. Să vedeți voi dacă nu se întâmplă așa. Munesc de mai aici. Oh! Ce faci, mă? Uite, bă, ce mi-a dat-o. Ce mi-a dat-o ăsta? Banii iau. De pistol astea le luăm. De pistol. Revolver ăsta le luăm. De pușcă. Sniper nu iau, că n-am nevoie. Și astea n-am nevoie. Nu văd. Aici n-am văzut nicio cheie. Bun, s-ar putea să fie în casa cealaltă. O să trebuiască să mergem în cealaltă casă. Care e în partea cealaltă, uite acolo. Păi iau pe aici. Aici am căutat peste tot. Mai avem spațiu. Spațiu mai avem. Bun. L-am pe aici. Cuțitul ăsta să cam duce. Trebuie să fac cumva să repar. Să repar sau ori să fac o bâtă de aia de baseball. Și să-mi fac una cu cuie, bă băieți, o bâtă de aia cu cuie. Aici mai este ceva prin zonă, nu mai este nimic. Hai să mergem sus aici să vedem ce este aici sus. Pentru că aici sus am văzut de jos, am văzut casa asta. Nu știu unde e casa lui ăla. Mă gândesc că o fi aici. Vedem dacă e aici sau nu e aici. Vedem acum. Aici iar o să fi ceva zombalăi, uite, deja. Oh! Ce vorbești? Unde e ăla? E ăla care se bagă în tine. Te țâpă la 2 km. Mai e una aici care am văzut-o. Asta e de aruncă cu de la pe mine. Numai asta e. Asta e numai. Ia de aici. Bun. Aici nu se vede nimic. Aici trebuie să găsim noi. Lemn, asta vream, lemn. Și mai e o casă sus aici și mai e una în partea asta. Deci mai sunt două case aici. Mai e ceva și pe partea aia. Vedem acum, aici văd un zombalău. Încă unul pe acolo, sunt doi. Hai să-l încuțitul. Nu mai vine toți pe mine odată.
Ia de aici. Ia de aici. Bun. Cutiile astea sunt bune că îmi dă lemne, dar problema e că nu prea am spațiu. Asta e, eu cu spațiu nu prea. Dacă putem să ne facem noi ceva să cărăm mai multe. O să aflăm noi. Pe parcurs. Pe parcurs, bă, băieți, să vedem acum, pentru că deci nu este nimic. Aici. Cât avem? 28 de kilograme. Aici nu, aici nimică. Aici e unul și mai era un zambalon în partea aia. Bun, și acolo mai e o casă. Deci, în prima la asta. Să-i dăm și la asta. Ia și ție. Ne-au pus banca. Ce face aici? A, să uite aici, priveliște. Uite și priveliște miștoacă aici. Aici vedem dacă mai sunt case. Acolo am fost. Aici nu se vede nimic. Bun, hai să intrăm în casa asta. Să vedem. Asta nu se trezește. Glanțe pușcă, pistol, mitralieră, băi, am pentru mitralieră, grenăzi, am. Acum, da, ar fi bune, da. Suntem, uite, ce ziceam eu, poate găsesc. Și am găsit, până la urmă. Pușcă, asta e pușcă, nu? O weapon. Că da, cred că astea sunt, astea pentru mitralieră, astea cred că sunt. Ia să vedem că sunt curios să văd dacă astea sunt, dar cred că astea sunt. Avem 7? Da. Am zis că nu le iau și uita. Ce ziceam înainte? Nu iau pentru pușcă și uite. Am și astea. E bun. Am găsit încă o armă. Asta e miștoacă, bun, arma. Și acum mergem în partea cealaltă, dar nu știu dacă mă duc cu pușca asta, asta chiar că face gălăgie. Pentru că asta, când trag odată cu ea, dar aici nu găsesc eu, 35 de chile. Nu găsesc acum... Dați așa să-mi pun eu un loc la ciocanul ăsta, îmi pun cuțitul. Așa e mai bine. Trebuie o armă de asta silențioasă, cum e cuțitul ăsta, să-l o dăm, fără să-i trezim pe toți. Pentru că dacă începe să tragem, aici e un gard, dar nu este nimica. Să vedem la casa asta aici. Ce s-a auzit? Eu bă, ăsta. S-a dormea. L-am trezit pe băiat din somn. Era prin iarbă, pe acolo. Pe cine l-a văzut? Uite, pe ăla-l văd unul acolo prin iarbă, dar pe ăla nu l-am văzut. Pe aici este ceva. Nici o casă, nimic. Nu se vede nimic, ca prin zonă. Uite, e unul acolo, îl văd acolo unul. S-a trezit. A, e unul de ăsta mic. Am crezut că e ăla s-a trezit, dar nu. 35 de chile. Ăsta se trezește? Nu se trezește, bun. Hai să vedem în casa asta. Deci sunt doi. Ce mă dat-o? O, da. Hai să o rupt ăsta. Mă vine o coace. Cu asta tragem acum. Mă vine și băiatul ăsta. O rupt și... Încarcă. Hai, până încarci tu. Asta e, că până încarcă arma. Pistolul ăla cel mai bun. Pistolul ăsta. Asta încarcă și repede. Să vedem cum putem noi să reparăm aia. Dacă dau să repară ăsta, cuțitul, repară. Vedeți, îmi trebuie un repair kit basic. Dar repair kit basic, eu nu știu dacă putem să facem la masa aia de lucru. Vreau să mă duc să văd. Acolo am fost, în casa asta mai lipsește. Ne găsim aici. Băiatul ăla, nu știu dacă nu se trezește. Muniție de pușcă, pistol. Aici, lanțe de pușcă. Nu mai am spațiu. Ce vorbești? Nici de pistol nu mai pot să iau nimic. Suntem pe full acum. Mai bea o apă. Așa, aruncă ăsta jos. Dacă mă lasă.
cheile. Nu știu unde le găsesc. Aici nu văd nicio cheie. Hai să vedem prin camerele astea. Așa. Bani. Muniție. Bani. Lanță de pușcă. Aici nu. Aici nu este nimic, ai gol. Ar trebui un ok. Care aici nu este. Ia să vedem în partea asta. Și WC-ul. Păi și unde găsesc eu? Salut, Bob. Dacă ai nevoie de să oprești energia electrică, benzinărie, vină la mine acasă. Am eu cheia. Păi și unde-i casa lui ăsta? Asta este problema. Unde-i casa lui ăla? Am căutat pe aici. Aici alte case. Cât e șasul? 20 ceva. Alte case nu văd. Astea două. Însă alea de acolo am fost. Aici am fost. Știu care e casa lui băiatul ăla. Și nu știu de unde îi dăm drumul. Hai să mă uit puțin prin benzinăria aia să vedem. Poate mi-arată după aia unde găsesc eu. Nu știu, vedem. Am luat acum. Avem scândură. Mai avem și acolo. Vreau să fac și ușa aia. Facem și pe aia. Vedem, poate găsim, dar nu știu unde. Casa lui băiatul ăla. Să găsim casa să putem să... Să putem să dăm drumul la curent. Că ne trebuie curent. Asta e treaba. Ne trebuie curent. Dacă ne trebuie curent, ne trebuie cheia, din câte văd eu. Eu n-am văzut unde, oricum n-am văzut unde ne trebuie cheia ca să poți da drumul la curent, așa că poate văd acum prin benzinăria aia să vedem. Pentru că de aici nu pot să plec până nu fac rost de benzină. Ce repede obosește băiatul ăsta meu. Ce pușcă avem, bă, băieți, ia uitați aici. Ia uitați pușcă aici. Și ăsta e bun. Dar și ăsta bea încarcă. E bun, că tragi cu el odată și tragi bine. Așa asta. Da, să încărcăm. Da, și voi cât durează până încarcă. Și ăsta că am mai avut un glonț pe țeavă, că dacă nu... Și asta. Bun, unde e casa lui ăla? Nu văd un zombalău. Acolo casele am fost. Partea aia am fost. Numai dacă au fi vreo casă, în parte, altă parte, în partea în spate, pe aici, pe acolo, în spate, nu văd nimica. Zici, bă, acolo. Hai să intrăm în benzinărie să văd de unde dau drumul. Bă, ce cheme ar trebui sau ce am aș avea nevoie, știi? Asta e problema. Ia să vedem aici. Aici ce e? E o ușă. Aici așa. Ușa asta am deschis-o. Ai... Asta e închisă. Deci aia e închisă. Îmi trebuie cheia de acolo. Acolo trebuie să intru eu. Aici. Aici îți dăm drumul la... Uite acolo. Deci aici trebuie să intru. Bun. Ia stai așa să vedem aici. Nu. Vreau să mă duc până aici. Să vedem aici dacă putem scrap metal. Asta ce e? Un topor. Așa de lucru. Bun, hai să intrăm înăuntru și să vedem aici, să dau aici. Îmi trebuie ceva să repar. Vreau să vreau cu o bâtă de asta. O să fac. Așa, ar trebui să fac și masa aia. Cred că acolo găsesc eu de la să repar. Deci o bâtă de asta. La prima dată și prima dată, stai să punem în dulap aici, că avem prea multe. Scândura. Pun și banii. Pun și asta. Astea. Pun și astea, dar îmi las unul cu mine. Muniția avem la greu acum. Bun, și atunci mi-ar trebui așa. Să fac o ușă. Pereți, pe așa, uși. Fac o ușă de asta de lemn. Punem aici. E bun, am tras direct. Dăm aici, dăm pe ăsta. Dăm unul. Și îmi trebuie lemne. Trei lemne și un fer vechi. Dăm aici, nu așa, vreau toate. Deci îmi trebuie, dăm așa și un fer vechi îmi trebuie. Cred că astea le iau pe toate. Dacă îmi pot, nu pot. Au, 48 am la de scânduri.
Bă, dar nu trebuie atâtea. Facem și ușa asta. Trebuie să facem și grădina, ați văzut, nu? Putem să ne apucăm și de grădinărit pe aici. Trebuie să caut cheia aia. Cheia aia nu știu unde o găsesc acum. Uite cineva pe aici. Bun, zice să mă duc la el acasă, dar la el acasă eu am fost cam peste tot, nu știu, vedem acum, o băieți spune, e casa lor, o să mai caut eu. Da. Se aude cineva pe aici? Cineva o spart ceva. Uite-l. De unde a apărut ăsta? Nu știu. Dar a apărut. A apărut și ăsta de undeva, dar nu știu de unde. Bun. Bun, băieți. Am investigat pe aici, ați văzut și voi, am făcut, dar ne mai trebuie să facem rost de cheia de la casa lui ăla. Nu știu unde e casa lui ăla. Dacă vedeți aici, salut Bob, dacă ai nevoie să oprești energie electrică de benzinărie, vină la mine acasă, am eu cheia. Bine să o opresc, dar eu vreau să-i dau drumul acum, oricum, da, să mergem la el acasă. Casa lui, habar n-am unde-i, o să aflăm, o să mai căutăm în episodul următor, o să vedem unde e cheia, ca să găsim cheia lui băiat, să dăm drumul la benzinărie. Și așa e și târziu, acum uite, 5, sunt și unde încă. Până data viitoare, vă salutați, sper că v-a plăcut episodul de astăzi și ne vedem data viitoare, băieți, pa, pa!